la bun început să știți cum veți evalua cunoștințele pe care studenții le obțin. Această activitate de utilizare a OER și MOOCs în cursul dumneavoastră, cum va fi ea certificată? Dacă vor exista prezentări pe care studenții le vor face, dacă vor crea OER-uri, dacă se va face o evaluare de către studenți, între ei, deci ei între ei își vor face această evaluare de notă și nu numai, ci de produs pe care îl realizează și de experiență în spațiul de învățare online, nu numai dumneavoastră. Sunt mai multe metode prin care se pot face și pe care toate se integrează în acea, să zicem, metodă, adică între cele două metode care sunt foarte populare la ora actuală, cele de blended learning și de flipped classroom, n-am să insist asupra lor, le-am prezentat destul de mult în primul webinar, pot să spun doar atât, că ele se bazează pe faptul foarte mult că studentul învață singur și independent, accesează cunoaștere și resurse așa, la întâlnirile față în față, fie că sunt în clasă, fie că sunt în mediul online, pune întrebări, gândește, este provocat să aibă activitate și să creeze și să interacționeze cât mai mult. Sunt cele patru metode, cea de recunoaștere integrală a unor credite și a MOOC, v-a spus și Carmen, v-a spus și Gabi, o să prezint și eu câteva exemple din Politehnică, de integrare a MOOC-ului și a OER-ului în curs ca și resursă bibliografică, a unor elemente care sunt integrate în curs și, bineînțeles, crearea de OER-uri și de MOOC. Prima dintre ele, cea de integrare completă a unui MOOC și a recunoașterii lui ca și curs în cadrul, să zicem, diplomei și a specializării, trebuie de obicei să este foarte dificil de realizat, deoarece se blochează cumva la standardul de calitate național, la modul de evaluare și de examinare și la transferul de credite. El este mult mai popular în celelalte țări ale Uniunii Europene și mai ales în America decât în România. În Politehnică, de exemplu, unul dintre cele mai populare exemple pe care putem da, pentru că celelalte sunt mult mai micuțe, este workshop-ul digital făcut de Google împreună cu noi din 2016, care se repetă anual și care este integrat ca și disciplină de marketing digital, care este o disciplină în curs opțional și care apare în suplimentul de diplomă al fiecărui student și sunt în fiecare an între 100 și 200 de studenți care urmează acest curs și pe care el le apare efectiv în, să zicem, în suplimentul de diplomă oficial al universității. Cealaltă metodă este integrarea de MOOC și de OER în curs, printr-o activitate de grup, printr-un proiect, prin laborator, adică se identifică acele resurse, se validează, se știe care sunt ele interesante și cum sunt ele interesante și acestea sunt livrate studenților. Și am să vă prezint pe pas cu pas cum facem noi acest lucru. Cel mai important aici este acest lucru, că trebuie să combinați acea participare în discuțiile globale, de comunitate globală, de discuții, acolo în grupurile care se întâmplă față în față, în ceea ce faceți dumneavoastră efectiv real în clasă și, bineînțeles, să integrați acele resurse educaționale deschise și cursuri chiar integrale, fie ca bibliografie, fie ca și resurse indicative pentru curs. Cum facem noi acest lucru? În primul rând, identificăm o listă întreagă de cursuri și de OER-uri. Ele sunt disponibile ca și efectiv ca o pagină cu link-ul cu tot în campusul virtual al Universității Politehnica, cu ceva mai multe explicații pentru fiecare dintre ele în care le spunem cam despre ce este vorba și cum este și cam unde le va folosi și ce cuprinde fiecare dintre aceste, să zicem, resurse pe care noi le integrăm. Studenții, după ce au făcut această identificare și după ce le descriem exact care este activitatea și ce tip de activitate vor face, după cum vedeți, în echipe de către doi, fiecare trebuie să realizeze un OER, că aici este vorba și de creare și aici își aleg care va fi tema OER-ului pe care ei o vor realiza în funcție și de cursul pe care ei l-au urmat și de cursul pe care noi l-am identificat ca ei să-l urmeze. Îl aleg, după cum vedeți, alegerea se face online într-un anumit timp foarte dat, de obicei în prima săptămână de școală, ca ei să știe exact ceea ce au de făcut și cum au de făcut pentru tot semestrul. Și după aceea urmează, să zicem, toată această activitate care se întâmplă într-un mod mix, în special în comunicarea lor și în activitatea lor în mod global cu partenerii și cu cursurile pe care le accesează din diverse platforme și din diferite moduri și unde accesează diverse grupuri și comentează cu diverse colegi din alte țări.
dar și o comunicare la nivel local cu un suport integrat care este în platformă și unde noi putem să discutăm cu ei anumite lucruri, plus atunci când suntem față în față, întotdeauna înaintea fiecarei întâlniri săptămânale care avem de seminar, laborator sau proiect cu ei, discutăm din nou ce au învățat, cum au învățat, care a fost experiența și care au fost problemele pe care le-au întâlnit. La sfârșit, ei trebuie să realizeze mai multe lucruri. Există mai multe metode prin care pot să facă acest lucru, această validare finală. În primul rând, noi le cerem să realizeze un raport în care să-și descrie complet experiența. Nu trebuie să fie lung, ați văzut că îl limităm între 400 și 800 de cuvinte. Trebuie să ne spună dacă au încheiat cu un certificat sau nu cursul, dacă este un curs întreg. Trebuie să ne descrie ce au învățat, deci ce a fost lucru cel mai interesant de învățat, iar acel lucru, un element foarte important care nu a fost cuprins în cursul tradițional pe care noi îl susținem în continuare în Politehnică, trebuie să-l prezinte colegilor lor spre sfârșitul semestrului. Întotdeauna alocăm 2 sau 3 săptămâni pentru aceste prezentări în care fiecare student are 10-15 minute, depinde de numărul lor și de amplitudinea subiectelor, în care prezintă efectiv sintetic ceea ce au învățat ei plus și ca și noutate. Este foarte interesant. Avem sala plină întotdeauna, fie că este în sală, fie că este online, în care ei spun despre ce au făcut și cum au făcut. Noi numim aceasta susținerea în grup, care se poate întâmpla în clasă sau în afara clasei. Dar, de asemenea, lor le mai încurajăm și să publice acest lucru și ei publică destul de des acest lucru, fie în bloguri, ați văzut acolo un exemplu, de exemplu, fie în diverse alte moduri. Acest mod, de obicei, reprezintă cam 25% din nota finală. Cam aceasta este standardul care este folosit în cadrul Politehnicii din Timișoara și pe care noi o folosim.